Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17. În episodul ăsta vreau să mă scap de porci și vreau să văd o chestie. Vreau să mă teleportez la porci și să văd dacă pot să-i vând de acolo direct, cât mă costă toată treaba și cât ies în avantaj dacă îi vând cu mașina. Dacă mă duc cu mașina și vând. Bun, deci îi pot vinde și avem așa 200 de euro pe porc. Am 215 porci. Și eu vreau, hai să zicem că vindem 100, de exemplu, ca să calculăm ușor. Da? 20.000? Da? 100 cu 200. Vine? Da. 20.000. Dar n-are cum 20.000. Deci vine... stai așa. Nu, 2.000. Cât Dumnezeu vine, stai așa. 200, asta înseamnă că 1000 de euro 5 porci, da? Adică 20, ba da, 20.000. Mie 20.000 îmi dă. Nu? 200.000? Da, 20.000, fix 20.000. Și e mult. 20.000 e mult. La 100 de porci. Și aș vrea să vând 150. Asta înseamnă 30.000. Și la 30.000 aș putea să închiriez... Deci 30.000 dacă îi vând de aici. Dar dacă îi duc cu mașina, cât îmi ia? Închirierea mașinii. Ca să facem așa un calcul rapid să vedem cam cât de în avantaj suntem. Animale. Animals. O luăm pe asta mare. Și asta suportă, dar nu știu cât suportă. Stai, cât suportă? Mi-arată? Nu mi-arată cât suportă. Asta e nasol. Am un dolly și mă costă 7.000 să închiriez. Deci automat e mult mai ieftin asta. Hai să luăm așa, pur și simplu, să nu mai dăm bani pe nimica. Și fuck it, îi dăm un lease. Și 7, eu n-am bani să o cumpăr pe asta. Am bani. N-am bani și nici nu planez după aia să o folosesc mai mult. Îi dăm un lease. Boeing, pick up the vehicle, man. Ok, bun. Și mă voi duce în meniu pentru că vreau să resetez doliu. Dacă nu e încă resetat acolo, dar nu, mi se pare că l-am adus în bază. Așa că nu e resetat. Trebuie să-l găsesc, uite la aici, l-am găsit. Și avem, bineînțeles, JCB-ul pe care îl voi reseta și pe ăsta. Toate sunt la magazin în momentul de față. Și se... asta e așa că vreau să revin. Deci am ăsta aici. Bun, și atunci cât facem noi, te dăm și noi un haj la ăsta. Frumușel. Fenomenal cum se mișcă hurlimanul ăsta. Superb. N-ai ce să-i cer. Nu ai ce să-i cer. Hai să închidem asta, să-l ce-o pus mai pătușe. Avem o grămadă de făcut pe aici. Trebuie să arăm, trebuie să... fertilizăm și trebuie să punem și la asemănat. Deci sunt o grămadă chestii, uite, la porci în mizerie, dar n-ai văzut. Adică e o întreagă nebuneală pe care trebuie să o rezolvăm. Dar vreau în momentul ăsta să ne ocupăm de porci. Vreau să vindem porci pentru că nu-i mai suport. Costă prea mult. Deci gata, ce-i prea mult e prea mult. Vreau să mă uit în meniu la animale. Vacile sunt super ok. Deci vacile sunt super ok. Și dacă ne uităm noi puțin aici la costuri, stai așa, pac, avem costurile de zilnice, da? Spre exemplu, bine, hai că aici avem 58.000, că am câștigat chestii, dar uite, de exemplu, minus 14, suntem pe minus 12, de exemplu, animal upkeep. Mă costă foarte mult întreținerea animale. Dar vreau să văd milk, sold milk, 1000, 7000, 12000, asta e cea mai recentă. Deci, practic, vindem din câte vaci avem noi acum? Nu mai știu. Deci mi-arată aici, cam camera acoperită. Fuck, man! Sunt 50 de vaci, cam așa, 50 de vaci, dacă iau 100... Îmi acoperă investiția zilnică, deci toate costurile zilnice mi le acoperă plus, eu știu, poate mai închiriem noi o chestie, o treabă alea, și ieșim și pe plus. Deci avem și, și pe plus, ceea ce e absolut fenomenal. Dar cu porcii, poate schimbăm acum, vindem 150 de porci, de ce nu merge, trebuie să dau mai în spate? Da, trebuia să dau mai în spate. Vindem 150 de porci și s-ar putea să ne rămână, să, dacă scoatem 50 de vaci, ar fi... Eu aș fi mulțumit. Deci eu aș fi declarat mulțumit. Oficial. stai așa, să vedem pe unde mergem. Porcii sunt dreapta, o să iau pe aici, că e cel mai aproape. Pac.
N-am mai mers cu asta până acum, asta e nou pentru mine. Am mai luat în FS15, am mai luat moduri de transportat animale, dar niciodată dita mai trailerul atât de mare. Asta e de tir, deci cât de mare e, fix de tir ăsta. E mișto, e interesant, e mișto. Stai așa, că trebuie să fiu cu ochii pe hartă să vedem când o luăm la stânga. Acum o luăm la stânga, ok. Vine ceva din stânga, nu vine nimic, așa o voi lua pe aici. Pac, am băgat semnal stânga și voi lua pe drumul ăsta de țară. Te ajung direct la porci. Nu, păi, dar te scoți mult mai mult. Dacă mie îmi lua din 150 de porci, dacă îmi lua 30.000, asta ca să vând din meniu, mă scot mult mai bine dacă închiriez la 7.000 și ceva. Evident, mai rămân 23.000 aproximativ, ceea ce e absolut minunat. Dezavantajul, și nu e neapărat un dezavantaj, pentru că te face să joci și altfel, să faci și altceva, e ca automat, uite, la Merin's Farm, în dreapta jos, trebuie să mergem noi cu porcii și porcii sunt fix aici, deci practic mergem cam 3 sferturi de hartă, deci mai mult de jumătate. Aici voi face la dreapta, îi dăm un semnal și urcăm pe aici, așa, pac, frumoșoar, am JCB-ul ăsta mizerabil din calea afară, vreau, deci trebuie neapărat să spălăm utilajele. Dar după ce termin toată treaba asta cu porcii, poate îmi fac niște bani ca după aia să luăm să luăm niște văcuțe. Eventual la episodul următor mai luăm vaci dacă ne permitem. Și ar fi absolut super, pentru că am câștigat și noi mai mulți bani și n-aș mai fi și eu pe minus. În fiecare zi sunt pe minus și în cauza asta trebuie să fac recoltă, 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 numai ca să pot să mă întrețin. Bun, stai așa, o voi lua așa prima dată. Da, știu să dau cu spatele cu Dolly. Am învățat chestia asta. Mă pricep și la asta. Da, uite-te, uite, uite. Ce vrei mai mult? Ce-ai putea vrea mai mult? Open dialogue animal. Uite-te aici, uite-te aici. 3000. Unload. Pam, 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 pam. Dăm de pe rotiță. Câți în cap? 21. Aaaa. 7 drumuri. 7 drumuri trebuie să facem. Îi dăm confirm. Îi dăm ok. Let's go. Acum poate e mai greu. Nu observ. A 21, ok. Nu mi se pare mai greu. Nu mi se pare mai greu. Uite, deja am prins viteză maximă. Aproape 72. Nu e mai greu. Nu cred că e greutatea porcilor. Dar nu bag mâna în foc. Nu bag mâna în foc, dar eu să zic că nu observ o mare diferență. Bun, de la stradă voi face la dreapta și după pod. La ultima la dreapta. La stradă fac la stânga, după care a doua la dreapta. Bun, hai că am văzut. Cu încep puțin de la volan, mie e mult mai ușor să mă încadrez pe bandă când sunt de la volan, pentru că am în spate ita mai trailerul. E mare și nu văd vârful, practic, la toată. Putem zice că e un convoi, na. Un convoi singular, dacă are sens. N-are sens. Dar e mare. Asta trebuie să reținem, e mare. Bun, aici facem la stânga. Băgăm un semnal la stânga. Avem din dreapta o mașină și acum trebuie să te grăbim. I-am luat fața lui. Și pe a doua la dreapta. Putem și pe aici. Dar aici e un pic, din câte am văzut, nu e atât de abrupt. La a doua e puțin mai abruptă toată treaba. Drumul. Dar e mai scurticel un pic și mă cam încântă chestia asta. Dacă faci cu GCP-ul, să ai 72 la oră cu remorca în spate plină, atunci se merită. Se merită remorca și se merită să vinzi tu porcii. Dacă ai un tractor care merge cu 35 sau 40, o să-ți iau un pic. Tot se merită, tot se merită, dar o să-ți iau un pic mai mult. Apropo, a apărut un nou update la remorca aia albastră pe care o folosesc eu la Forester, care îmi place foarte mult, care încarcă automat și nu știu exact ce s-a adăugat nou, dar am văzut niște opțiuni pe acolo. Mi se pare că acum așează mai bine, dacă tai mai mic, ceva, nu știu exact. Trebuie să o testăm, o să o testăm și pe aia, stai așa, unde animale, ce un parte cealaltă. Și de câte am înțeles eu, nu știu că am înțeles bine, modderul care a făcut și remorca asta lucrează la o variantă a remorcii care să încarce utilaje, ceea ce ar fi absolut superb, să încarce, de exemplu, atât mașini cât și utilaje, cum ar fi destea furți sau chestii, știi, și ar fi super tare, unde mai chinui tu să le strângi. Open dialogue animal, ok. Sell, toată lumea.
Toată lumea sare acum cum e 25. Mamă, iau. Iau bine. Mhm. Dacă nu scade prețul, iau bine. Băi, stai un pic, e interesant toată treaba asta. Păi și pe unul cât iau? 1200. Bun, 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 bun. Îi dăm un confirm, evident. Interesant, pe 21 iau 25. Pe 21 de porci iau 25.000 de euro. Asta înseamnă că eu vând 150 de porci. Asta înseamnă 5, 6, 7 drumuri. Și dacă am luat pe un drum 25, asta înseamnă că fac în 7 drumuri fac 175.000 de euro. What? 175.000 de euro să scoate pe 150 de porci? Interesant. Deci practic o să ne permitem multe vaci în episodul următor. Tare. Așa că m-am entuziasmat un pic, chiar să se merită asta. Și ar trebui să se merite la cât de furcă mi-au dat mie porcii ăștia și cât de multe le trebuie porcilor. Tot ajung la concluzia că nu se merită să ai porci, ca după aia să-i vinzi. Pur și simplu nu se merită. Trebuie neapărat. Gândiți-vă doar la... ce am făcut? Stai așa că n-am făcut bine. Gândiți-vă doar la utilajele pe care le închiriezi de-a lungul timpului ca să faci toată mâncarea la porci. Dacă cumperi mâncare, iar eu... am trecut prin asta, eu doar am cumpărat mâncare aproape. Nu se merită să ai. Deci deam 20.000 odată pe mâncare la porci și mă țineau 2 zile. Nu se merită mâncarea la porci, absolut deloc. Iar dacă o pui tu, vai de viață, deci consum la timp, să nu mai zic de închiriatul utilajelor. Deci 100.000 pe utilaje, ușor, lejer. Iar timpul de lucrare, e de capul meu, o grămadă de timp consum ca să faci mâncarea aia la porci, să aibă și ei din toate și tot nu o să le ajungă porumb. Deci asta e cert, porumb cu siguranță nu o să le ajungă. Bun, hai să mai facem încă un tur. Pe cealaltă 5 tururi avem un drum din 6, deocamdată trebuie să iau la stânga, la următoarea la stânga. Am făcut 1 din 7, mai avem 6, mai facem 1 ca să-mi rămână 5 și restul le voi face offline pentru că e evidentos. E o chestie relativ plictisitoare să te miști de colo-colo pe același drum, în aceeași direcție, de 7 ori la rând. Dar o să mai vedem prin bază ce avem și mai dăm acolo la făcut. Nasul aici, aș fi vrut să am curat totuși. Da, bănuiesc că în episodul următor avem de muncă pentru că cumpărăm astea vacile. Și după ce cumpărăm vacile, trebuie să ne ocupăm cu mâncare, trebuie să ne ocupăm cu... stai așa un pic. O să dau așa. Trebuie să ne ocupăm de curățenie. Și de arat trebuie să punem la arat, deci o grămadă. Bă, milia de aici? Nu milia. Poate așa. Așa, sigur. Uite așa. Ai, încă puțin! Încă puțin! Gata, hai că a mers acum. Unload. Gimme, 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 gimme that. Unload. Cum adică load? Load ce? Că trebuia să fie load. The transport fee is applied if you do not transport the animals with your own animal trailer. Lasă-mă că le fac eu ce ai. 21, gata. Le-am luat. Da, se văd fețele lor pe aici. Da, mă, uite, se văd înăuntru. Fenomenal. Dar nu sunt, sunt decât jos, nu sunt și la etaj. Deci nu le place să stea la etaj. Ce chestie fain. Ok, bun. Pe terenul 13 aș vrea să plantez porumb, să mai am la porci, pur și simplu, pentru că o să mai rămână câțiva porci, evident, din 220 sau 230 cât aveam eu, o să mai rămână 100, fapt nu 100, dacă dau, o să rămână 70, 50-70, ceva de genul ăsta, depinde câte drumuri vreau eu să fac. Eu după mine aș vinde aproape pe toți, vreau să mai rămân cu 30, dar hai să mai rămânem cu 50. Și după aia când depășim 150 îi vindem. Ca să ne scoatem investiția, să o luăm de aici. Eventual putem să-i vindem pur și simplu din meniu, dacă avem mai puțin și nu se mai merită. Că din meniu poți să-i vinzi dacă sunt mai puțini. Dacă ți iese practic taxa de transport similară pe undeva în jur de 7.000 câte costă să închiriezi un trailer de ăsta. Și nu sugerez să-l închiriezi pe la micu, chiar dacă e mai ieftin. Pentru că... faci 1000 de drumuri cu ăla și îți ia 1000 de ani. Dacă îți place să conduci atâta, why not? De ce nu? Sunt curios de încă o chestie.
Și anume dacă merge cu mașina. Da? Să iei mașina să... Deci, sunt foarte curios de chestia asta. Și de asemenea, dacă merge cu varianta 2 la mașină, adică e muscle-ul ăla mai mare, știi că în, s-a mai adăugat ultima dată încă o mașină. Mai e și o Toyota, din câte știu. 16 la oră, ok, urcăm cu 16 la oră. Așa că mai sunt lucruri, știi? Puteți încerca mai multe variante aici, dar cred că asta cu JCB-ul funcționează cel mai repede, pentru că JCB-ul are 72 la oră. Ce vrei mai mult de atât, da. Deci, practic, 100 și ceva, că vine... Cred că e kilometri pe oră. Da, sunt pe kilometri ăștia. Credeam că sunt pe mile pe oră, dar sunt pe kilometri pe oră. Bun. Mai vând și pe ăstea, mai vând 21.000. Nici nu văd banii mei acolo, pentru că am camera și am camera live. O să dezactivez să nu mai mi-arate camera și o să văd. Practic, să nu mi-o mai pună peste înregistrare. Sell. Dolemacia, așa, confirmelos. Nice. Pot să văd banii mei în altă parte? Bă, nu contează, sunt pe 50 pe plus. Deci nu contează altceva. Fuck it, sunt pe 50 pe plus. Bun. O să mă întorc cu Costea să fac mai multe rânduri până când... rânduri, drumuri, ca să terminăm acolo. Huleymanul a terminat și o să duc plugul ăsta în bază. Pentru... să-l ducem în bază? Da, hai să-l ducem în bază. Și o să trebuiască să... venim cu Valtra în bază și să luăm celălalt plug mai mare ca să-l pun... Oare merge Huleymanul cu plugul ăla mare? Să încercăm, să nu încercăm, nu știu ce să fac. Hai să-l spălăm pe ăsta, dacă o să sunt aici. Wish you a Merry Christmas! Spălăm ăsta prima dată. Și pe aia venim și cu Valtra aici, nu ne grăbim. Mai avem aici lucruri de făcut, o grămadă. Mă bucur totuși că avem, nu trebuie să mai aduc semințe sau fertilizator, de astea avem o grămadă. Iar JCB-ul o să-l spăl după ce termin cu drumul ăla, că o să se tot murdărească, mai au puțin pe arătură, mai una alta și se murdărește. Aici cu remorca. Tare, tare copac ăsta, foarte tare copac. Mai avem un pic, o poată acolo. Așa. Frumoșel. Îi dăm un tab și ne vom regăsi în Valtra în curând. Uite-l pe ăsta aici. Nu știu, Valtra arată benișorii și ăsta puțin murdărel pe aici și pe acolo. Sprayerul. Sprayerul într-adevăr chiar e murdar. Murdar pe peste tot. Îl voi duce și pe ăsta în bază. Spălăm și tractorul. Spălăm și sprayerul. Și după aceea cu tractorul ăsta trebuie să venim cu plugul pe terenul 13 aici. Și ca să mă asigur eu că într-adevăr trebuie arat, o să ne uităm puțin pe hartă să vedem. Dar sigur trebuie. Vreau să știu dacă în bază cred că am terminat de arat pe toate terenurile. Și mai trebuie pe ăsta. Cam multă muncă pentru doar 10% în plus producție. Astea sunt activitățile în agricultură. Știi ce? Hai să-l încadrăm pe aici, pe lângă copac. Uite așa. Pac. N-am stricat nimica, n-am atins pe nimeni. Voi spăla Valtra, deși o să-l fac, deci fac tractorul ăsta. Acum o să-l fac muci cu plug. Îți dai seama, pun plugul pe el, s-a dus. Deci nu mai. Deci, o să se murdărească la a doua trecere. Deja o să fie maro tot. La a doua trecere de arat. Asta se ia. Da, hai că dispare ușor, ușor dispare. Stila. Așa. Stila. Cred că gata. Bun. Hai să-l parcăm pe ăsta. Așa. De ce l-a prins, de ce l-a prins. Foarte ciudată alegerea mea de vehicule, de tractoare pentru a folosi și sprayerul ăsta, dar și plugul. Dar cumva a funcționat. Nu știu. Cumva totul a mers bine. Așa să ne încadrăm cumva binișor pe aici. Uite așa. Ha! Gata. Și o să merg să iau plugul meu roșu. Roșu parcă ăla. Sau albastru, nu mai știu. Ăla mare. Ăla mare. Unde e ăla mare? Ha? A, uite-l aici. E verde. Deci nici albastru, nici roșu. E de fapt verde. Și-l voi lua pe ăsta. Este un picuț mai măricel. Cuplează. Haiți! Oh, cât de frumos! Cât de fucking frumos!
Bun. Mai sunt așa puțin spike-uri de alea de lag. Da, n-are egal. M-am pus să las. Bă, o greutate ar fi mers bună asta. Și o greutate ar fi mers. Nu știu pe unde am și eu o greutate. Le-am cam lăsat pe aici pe acolo și am cam uitat unde le-am pus. Iar acum, când îmi trebuie, nu știu de unde să le iau. Ne-ar trebui, ar trebui să respect locul ăla ce l-am pus. Am pus noi acolo un garaj special de utilaje. Dar mereu, mereu uit să-l respect. 290 de litri de motorină mă uitam, pentru că acum, după ce cu foarte multe tractoare am fost pe limită, trebuie să mă uit. Bun. Acum mă voi uita, cum am spus, pe hartă. Și încă o chestie ce nu am făcut eu în episodul trecut și am uitat, e să mă duc la pădure și vom merge la pădure în episodul ăsta. Free types, soil composition și uite, needs plowing. Adică trebuie arat. Ok. Punem aici încadrat. Cât de cât, pac. Îi dau un hash. Dai așa să văd dacă e încadrat cum trebuie. Trebuie să fie totuși prea... Nu, e perfect, e perfect. E bun, 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 bun și merge repede. Toate bune și frumoase. Hai să mergem la pădure. Vreau să vă arăt pădurea și de restul după aia ne ocupăm în episodul următor. 15 nu-i fertilizat. Bun, nicio problemă. Fertilizăm pe 15. 6. Asta e pădurea. Aici trebuie să ajung eu. Cum ajungem aici? Stai așa, o să intru aici prima dată, la terenul 1 și ne orientăm către pădure. Pădure în partea asta. Uite mă că au crescut, uite, poți să-i vezi de pe aici cum au crescut. Nice! Nu sunt la ultimul stadiu, dar nu știu cât, la ce stadiu sunt. Probabil au crescut vreun 35%, ceva de genul ăsta. Deci ăștia mici sunt ai mei și așa trebuie să ajungă atât de mari. Poate chiar mai mare un pic. Deci, mai e, mai e până cresc. Uite, acum zici că o livadă de ceva. Deci asta e pădurea. Yay, și nu mai îmi scade și mie frame rate-ul. E tot în regulă pe aici, în sfârșit. Opa! Ați văzut live cum a crescut la următorul stagiu. Wow! Deci acum au crescut la următorul stagiu. Fenomenal! Și unii sunt mai micuți, pur și simplu. Și asta e varietatea pe care ți-o dă jocul. Superb, absolut superb. Și asta e pădurea. Se mișcă mult mai bine acum, nu știu de ce avea atunci că nu se mișca bine. Acum ajungem 60. Probabil din cauza că era din cauza că e făcut pe server. Habar n-am. Dar nu afectează aproape deloc că sunt atât de mulți. Spre să iasă bine și pe filmare. Că sunt atât de mulți pompe pe aici. Și aici când intrăm, o să intrăm când bineînțeles cresc full și după ce cresc full, o să intrăm cu scorpie. Deci închiriem scorpia, dăm 50.000, închiriem scorpia și o terminăm poate pădurea toată odată. Nu știu, dar o să facem bani frumoși din pădurea asta. De asta am făcut-o, practic e o investiție pe viitor. Țineți cont că am cumpărat terenul 6, am cumpărat utilaje de plantat, muncă, deci n-a fost chiar așa. Iar ăsta e drumul, puțin cu iarbă pe mijloc lăsat așa, mi s-a părut genial la toată treaba asta. Zici tu, e frumos drumul, chiar seamănă ca un drum de țară, uite-te și tu. Frumos, aici centru în care punem și noi utilaje și o să avem, că avem tractora, o să ducem toate remorcile, avem 4 remorci, deci gândești, sau 3, 3 sau 4 remorci avem de forestry, deci nu e joacă, o să intrăm Titanic aici și o să umplem tot spațiul ăsta, drumuri duc și încolo, drumuri și mai avem unul care duce aici și ăsta îmi place foarte mult pentru că vine așa și după aia se curbează la dreapta, pac, și iese, cât de fucking tare. Și cu gardul ăsta absolut fenomenal, care nu se strică atunci când treci peste ele, e superb, absolut superb. Asta e pădurea. Pădurea artificială făcută pe terenul 6. Super. Bun, atât și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și vouă, cât de mult mi-a plăcut și mie să-l joc. Și până data viitoare, v-am salutat.